UPL vă recomandă Floramite 240SC. Ce? Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. În câteva momente vom relua dialogul și cu președintele ANSVSA, domnul Robert Chioveanu. Cred că mai aveți întrebări pentru domnia sa, pentru că o să încercăm să discutăm pe mai departe cu președintele ANSVSA, încât dumneavoastră, colegii dumneavoastră fermieri, să cunoască care sunt perspectivele și, așa cum spunea domnul Dune, mai crește sau nu mai crește porc în viitor. E o decizie care atârnă practic de un fir de păr. Spuneați că preferați decât să îi vedeți morți în curtea dumneavoastră să lichidați efectivul și să puneți punct activității, cel puțin pentru moment. Domnul președinte, ne reauzim. Da, bună seara. Da, bună seara din nou. Bună seara. Noi vă auzim. Rămăsese să duceți ideea până la capăt, că după mai sunt întrebări de aici din partea oaspeților mei. Păi nu, haideți să revenim la întrebările oaspeților dumneavoastră și să vorbim concret. Corect. Bun. Doamna Drăgănescu, să știți că a bătut aproape 400 de kilometri femeia asta să fie în seara asta aici în studio. După emisiune se întoarce în fermă, adică face aceeași distanță, pentru că n-are nici forță de muncă, situația doamna, cum e și n-a venit în București nici să își facă coafura, domnul, nici să-și facă altceva. Dacă doamna vrea să vă arate mâinile, să știți că e chiar un fermier autentic, nu e unul din aceia care, cum spunea ministrul Oros, e vânător de subvenții. Vă rog. Nu, haideți să nu. Vă rog, dacă doamna a venit și are posibilitatea, mâine dimineață o invit la birou să discutăm concret. Și aici discutăm tot concret, că nu avem alte interese. Vă rog, doamna Drăgănescu. Bună seara, domnule președinte. Îmi pare bine că aud în direct. Problema este felul următor, cu cum știți și dumneavoastră, situația este foarte catastrofală. Alo? Situația, mă auziți? Da, acum vă aud, da. Situația este catastrofală în acest domeniu de activitate și vreau să vă spun că toată lumea trebuie să înțeleagă că porcul nu este o marfă statică și necesită măsuri foarte urgente. Foarte urgente. Eu constat de aproape un an de zile nu mai există dezinfectoarele auto și pietonale la nivelul comunelor, cred că niciunde în această țară. Și am un coleg care a venit din Bulgaria și mi-a spus că la ei nu există așa ceva, sunt din cel puțin 10 în 10 kilometri aceste dezinfectoare există, inclusiv la intrările în țară nu există așa ceva, la vămi, scuzați-mă. Și aș vrea să vă rog, dacă am putea și ați putea dumneavoastră cu colegii dumneavoastră, să stabilim o serie de măsuri prin care să putem să facem anumite analize la importurile de carne pentru să stabilim calitatea acestei cărni. Pentru că noi suntem convinși că una din problemele foarte grave cu prețul porcului este și acest lucru. Importurile foarte mari care vin cu mult sub prețul producției noastre. Și noi avem pierderi foarte mari. Intracomunitare vorbiți. Da, de intracomunitare, da. Da, da. Și ar mai fi o problemă foarte importantă, spălarea și dezinfectarea camioanelor. Deci acest lucru vă spun garantat 100% că nu se face așa cum trebuie. Și pentru asta trebuie să luăm niște măsuri foarte drastice, credeți-mă. Eu consider că este una din cele mai mari probleme care duce la răspândirea pestei porcine. Și cred că și colegii mei sunt de acord cu acest lucru. Da, într-adevăr, și eu am fost și merg în fiecare săptămână în țară și săptămâna trecută am fost la Timișoara, am fost la Olt să discut și să găsim soluțiile, într-adevăr. Dovadă efectorii sub control oficial a operațiunilor de curățare, dezinfecție,
Și dacă este necesar de dezinsecție, s-a văzut verificarea eficienței acestor operațiuni de multe ori nu este și nu se face corespunzător. Pentru acest lucru știu că unele ferme chiar au fost sancționate și pentru acest fapt că au fost sancționate nu au mai putut să mai primească despăgubiri. Iar este o problemă și această și acest lucru, modul cum se aplică sancțiuni. Dumneavoastră îmi spuneți foarte clar, domnule, nu se fac operațiuni de dezinfecție, operațiuni de curățare, nu se, acolo unde este cazul să se facă și dezinfecție. Și am văzut că în exploatații, în momentul de față, anumite exploatații au fost sancționate din această cauză. Faptul că au fost sancționate, nu respectau și nu aveau o eficiență și am văzut că verificarea eficienței acestor acțiuni au dus la... Domn președinte, am să vă rog să mă scuzați un pic, intervin. Nu este vorba despre ferme. Să știți că așa, săraci cum suntem, că pot să spun cuvântul ăsta, din puținul pe care l-am avut, am muncit noi și ne-am făcut cam tot ce trebuie. Eu vorbesc la centrele de descărcare și camioanele se plimbă de acolo foarte mulți kilometri până la spălătorii. Și să știți că ceea ce spun și v-am scris acest lucru și printr-o adresă, am vorbit și cu doamna director de la dumneavoastră, mi-a trimis și mesaj că încearcă să se ia măsuri, dar văd că în continuare situația este aceeași. Și vă spun garantat 100%, camioanele trec pe lângă alte camioane care sunt cu probleme, încărcate cu porci, care au suspiciune. Acolo intră cei care descarcă animalele dintr-un camion în celălalt și uite așa. Și imaginați-vă ce este acolo. Adică dacă s-au descărcat porci cu suspiciune și până în final s-a dovedit că într-adevăr au avut pestă porcină africană, credeți-mă că în ziua aia s-au mai descărcat încă 10 camioane de același personal. De asta este vorba. Și eu nu cred că fermele nu au dezinfectoare. Chiar dacă nu au automate, manual, este imposibil să nu se facă, pentru că nimeni nu se riscă acolo. Deci am fermier, vă spun sigur, care și-a scos mașina afară din fermă, că respectivul șofer n-a vrut să dezinfecteze camionul. Și a spus, tu la mine în fermă n-ai ce căuta, te rog să ieși afară. Știu că m-a atenționat și domnul doctor Balaban despre o notă de serviciu. Știu că într-o notă de serviciu dată acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, sau 2-3 săptămâni, chiar am spus despre acest lucru și chiar le-am transmis județelor care au fost grav afectate, Ialomița, Brăila, Olt, Buzău, Argeș, și le-am spus foarte clar că o atenție deosebită trebuie să acorde modul în care fac anchetele, modul în care țin cont de riscul reprezentat de posibilitatea introducerii virusului în exploatația respectivă, indiferent că vorbim de exploatație comercială sau non-comercială, prin mijloacele de transport, și perioada de monitorizare să fie cu 15 zile calculată retroactiv. Mai ales pentru cazul reconfirmării PPA la nivelul unor exploatații comerciale, că avem și cazul acesta, unde au fost reconfirmate focare de PPA la nivelul unor exploatații comerciale. Și am dat instrucțiuni în acest sens ca procedura de repopulare și măsurile dispuse să fie întocmite corespunzător și să se aibă. Dar vedeți, dumneavoastră, toate aceste instrucțiuni pe care le dăm de multe ori sunt aplicate așa cum sunt aplicate la nivel județean. Fiecare a înțeles cum a înțeles să realizeze ancheta epidemiologică. În acest sens, săptămâna viitoare o să avem o ședință de instruire cu toți reprezentanții PPA la Suceava și cu directorii executivi adjuncți din 20 de județe,
Iar săptămâna următoare o să avem într-o altă locație la Hunedoara, cu cealaltă jumătate de țară, cu directorii executivi și cu reprezentanții, cu responsabilul PPA pe județ. Domnul președinte, aceste măsuri să fie aplicate în mod unitar și să nu mai auzi că într-un județ, datorită exigențelor unor inspectori, aplică sancțiuni acolo unde vor ei, deci nu aplică sancțiuni la cei care sunt prinși în trafic cu animale și îmi spun că, domnule, ce să le fac? Și merg și sancționează câte o fermă pentru că, vezi, domne, nu știu ce bec sau nu știu ce la poartă ușa era corect. Un afiș sau o altă o dovadă a efectuării unui nu știu, unei proceduri care de multe ori nici nu mai își avea rostul. Domnul președinte, vă rog o secundă, vă rog frumos, dacă îmi permiteți. Am și o mare rugăminte la dumneavoastră. Am să vorbesc și eu cu colegii mei din Asociația Producătorilor de Carne de Porc și cu colegii din Asociația Medicilor Veterinari pentru Suine. Haideți, poate reușim să facem o ședință și cu a mai rămas o mână de oameni. Cred că suntem maxim 100 de proprietari de ferme în România și vreo 100 de medici veterinari care lucrăm în ferme de porci. Facem o ședință și pe baza la nota asta de serviciu 8146, că... 8146? Din 7 septembrie 2021. Care... Din ce dată? Din 7 septembrie 2021. Ce spune 2021. Domnul Balaban, nota asta, pe scurt, așa? Da, să are 17 pagini, deci vă dați dați-ne seama, un este... rezumat în câteva... Să... Haideți, domnul întâi Balaban. Să discutăm... deci se referă la modul, având în vedere că s-au constatat niște neconcordanțe în modul cum s-au declarat focarele și suspiciunile, încearcă să clarifice această situație. Dar este o chestiune, cum să vă spun eu, ca să fac un rezumat la treaba asta, colegii mei medici veterinari din ferme mi-au spus că, domnule, dacă asta rămâne în continuare, noi ne dăm demisia și plecăm cu tot. De ce? Pentru că ei ar trebui să-și asume toată responsabilitatea pentru ce se întâmplă în fermă. Și ok, asta s-o aplica într-o fermă mică de 5 capete, de 10 capete, dar într-o fermă în care ai 25 sau 35 sau 40 de mii de porci, în care ai zeci sau sute de compartimente, în care ai sute sau zeci sau sute de porci morți, tehnologic, în fiecare zi, să te apuci să faci zeci de necropsii, zeci de acte de necropsie și apoi să-ți asumi că ceea ce ai văzut acolo este sau nu este pestă porcină africană, asta e un fel de a încerca de a scoate, de vorba unui prieten, de a găsi acarul pe un sau de a încerca să scoți cărbunii cu mâna altuia. Domnul doctor. Totul pe probabilitate. Dacă îmi permiteți. Da, bineînțeles. Într-adevăr, în luna septembrie s-au mai dat instrucțiuni de asupra modului cum se aplică regulamentul 429, regulamentul 689, regulamentul 687 și regulamentul 625 din 2017. Așa este. Într-adevăr, poate că definiția sau, eu știu, instrucțiunile privind modul de notificare a suspiciunilor și confirmarea PPA-ului poate nu a fost atât de bine înțeles. Eu v-am spus că în perioada următoare, deci în săptămâna următoare, o să avem o ședință la Suceava în care vom întruni jumătate din țară. Acolo avem posibilitatea să intrăm în mod direct, împreună cu dumneavoastră și cu fermierii, și să avem un cadru unitar de înțelegere, inclusiv a acestor instrucțiuni care le-am dat în luna lui septembrie. La începutul lunii septembrie. Este, dacă considerați că este oportun, în care jumătate din județele din țară au directorul executiv adjunct împreună cu responsabilul PPPA din județ, vor fi acolo tocmai pentru a se înțelege și a prelucra aceste instrucțiuni care au fost transmise de la nivel central. Și chiar vă rog, vă invit să putem să discutăm și să aplicăm în mod unitar aceste instrucțiuni la nivel național. Nu la noi este problema, domn director. Sunt colegii dumneavoastră. Adică nu avem noi cum să vă ajutăm să vă faceți treabă, să-și facă ei treaba nu, în teritoriu. Dar n-am spus asta. Dar problema e în felul următor.
Această notă de serviciu pleacă către direcțiile sanitar-veterinare județene, iar de la direcțiile sanitar-veterinare județene vine către noi, administratorii sau proprietarii sau medicii veterinari din ferme, și noi trebuie să respectăm niște lucruri pe care, care au fost scoase din, care au fost scoase din aceste regulamente. Da. Și în același timp suntem puși într-o situație paradoxală. Deci, dacă citesc, poate am citit eu prea pe diagonală, pe diagonala scurtă, nu știu, dar dacă în buletinul, în actul care însoțește proba către laborator, nu suspicionez pestă și iese pestă, am greșit flagrant, pentru că n-am știut că acolo e pestă. Dacă suspicionez pestă și nu iese pestă, atunci ferma intră sub supraveghere. Dar de ce te-ai gândit tu că e pestă? Păi, domne, în 2021, în România, oricum ați vrea dumneavoastră, deci asta era la mintea oricui, orice porc moare este suspect de pestă porcină africană. Ăsta e primul lucru. Ca la fel, orice om care tușește, are roșu în gât, este suspect de COVID. Ca astăzi vremurile pe care le trăim. Dar nu trebuie să facem din asta, acum o să le ducem la paroxism. Nu, deci, dar tocmai, credeți-mă, păi credeți-mă. Tocmai din cauza asta am dispus, domnul doctor, tocmai din cauza asta am dispus, păi pentru... De ce chemați doar pe directorii de DSV-uri? Ei nu sunt în ferme cu noi. Chemați-i pe col... PP, am spus, da? Un factor de decizie al conducerii, directorul executiv adjunct și un responsabil PPA va participa la această instruire. Dar haideți să ne întâlnim cu medicii veterinari aia care sunt la coada porcului. Aia care sunt în fermă, dacă se adresează medicilor veterinari din ferme, întâlniți-vă cu medicii noștri din ferme, care sunt, cred că reușesc și marea majoritate dintre ei să înțeleagă, și discutați cu ei prezentațiile lor. Ori eu nu cred că această notă de serviciu rezolvă problema modului în care sunt declarate focarele de PPA în România. Domnul doctor, nota de serviciu are rolul de a da anumite instrucțiuni. Modul cum prezentăm aceste instrucțiuni pentru a avea un caracter unitar la nivel național, modul de efectuare a controlelor oficiale, modul de notificare a suspiciunii, modul de interpretare a regulamentului, pentru că sunt regulamente noi, 689, regulamentul 689 din 2020 vine și spune foarte, clarifică anumite aspecte. Mulți dintre colegi aveau nevoie de aceste instrucțiuni. Modul cum se aplică regulamentul 689 din 2020, modul cum se fac examinările clinice post-mortem sau cum se stabilește o legătură epidemiologică cu un caz confirmat. Da? Regulamentul 687 din 2020, de asemenea, este un regulament nou care vine și iar regulamentul 429 din 2016, care știți că este un regulament care a intrat în aprilie 2021 în aplicare, este un regulament care este greoi. Și atunci am dat această notă de serviciu cu instrucțiuni privind notificarea suspiciunilor și confirmarea PPA-ului. Poate că nu a fost înțeleasă îndeajuns atât de autoritățile locale, medicii, și dumneavoastră achesez la ideea dumneavoastră de a veni cu medicii de fermă, cei care merg în fermă acolo, de a înțelege prevederile regulamentului, și în sensul acesta o să facem și una din zile să facem o legătură cu cei care sunt în ferme și la această instruire care va avea loc în perioada 23-24 septembrie la Suceava, cu toți factorii implicați, vom reuși să clarificăm aceste instrucțiuni care le-am dat și sunt prevedere ale regulamentului. Bun. Domnul Chioveanu. Domnul președinte, vă rog. Eu, știți... Că mai sunt și alte întrebări de la colegii noi, mai avem 3 minute. Okay. Domnul doctor. Vă rog foarte mult o audiență când vă permite timpul. Mâine, vă aștept mâine la mine la ora 11-12, sunt disponibil. Suntem, știți că întotdeauna am să revin cu un mesaj către dumneavoastră. Am deschis ușa și bineînțeles. Domnul Chioveanu, haideți că doamna Drăgănescu mai are o întrebare pentru dumneavoastră. Da, vreau să spuneți ce se întâmplă cu analizele cărnii la importuri.
Deci cu analiza cărnii la da, la intracomunitare, da. Ca să stabilim calitatea. Calitatea din punct de vedere calitativ? Da, exact. Și starea cărnii. Prospețime. Pentru suntem convinși că majoritatea cantităților de carne care intră nu este carne proaspătă, este refrigerată. Așa avem și noi informații acum, dumneavoastră. Da, eu vă pot prezenta. Dacă mâine vă aștept împreună cu domnul doctor Balaban, mâine la ora 11 puteți să veniți și vă pot prezenta controlele oficiale care s-au făcut de la începutul anului până în prezent pe această carne provenită din schimbul intracomunitar. Noi vă mulțumim, domnul președinte, pentru invitație, dar lăsați-ne un pic timp să ne organizăm, să venim mai mulți și vă contactăm noi când, în ce zi putem, dacă puteți și dumneavoastră și stabilim o altă zi. Da, știți foarte bine că mi-am făcut programul în funcție de dumneavoastră și întotdeauna prioritatea numărul 1 pentru mine, prioritate 0, de fapt, pentru mine este pesta porcină africană și asta mi-am și stabilit ca obiectiv principal al mandatului meu, faptul de a găsi soluțiile cele mai bune. Domnul Chioveanu, haideți că mai avem un minut și un pic. Doamna Mary Pan are o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog. Domnule președinte, mergeți în 21 septembrie la Bruxelles cu propunerile fermierilor pentru relaxarea mișcării porcului în România? Nu o să merg în 21, nu o să merg la Bruxelles. Este o ședință SCOPAF. La ședința SCOPAF va fi prezentată România va avea o prezentare despre cerințele fermierilor și modul în care dorim să adoptăm niște derogări pentru circulația și porcului, dar nu voi fi prezent eu la Bruxelles în 21. Va fi bun, atunci în 21 mergeți la meeting-ul porcarilor, pentru că înțeleg că în fața ministerului doamna Drăgănescu împreună cu domnul Dune și alți crescători de porci vor organiza un meeting. Participați și dumneavoastră? Nu o să pot să particip pentru că în 21 voi fi la Viena la o ședință a Comitetului Internațional pentru reziduri și o anchetă cu în legătură cu radioactivitatea și am anunțat deja prezența acolo în 21 și 22. Am înțeles. Bun. Mulțumesc, domnule președinte Chioveanu, pentru prezență. Mulțumim. Lăsăm. Doamna Drăgănescu, pe 21 rămâne meeting-ul stabilit? Da. Unde la îl faceți? La orele 10 în fața guvernului. La ora 10 în fața guvernului, da? Da. Bun, am înțeles. 10:17. Cum? Orele 10:17. 10:17, crescătorii de porci, de suine, sunt așteptați în fața guvernului, da? O să veniți și la mine la emisiune după protest. Vă fac invitația încă de pe acum. Mulțumim. Și să știți că eu mă țin de cuvânt spre deosebire de mulți politicieni. Mulțumesc invitațiilor, mulțumesc telespectatorilor. Mâine seară vă dau întâlnire la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine!